Salutare, prieteni, și bine ați venit la un nou episod de House Builder. Continuăm ceea ce am început ieri. Am vrut să vă filmez inițial alt joc, dar am zis, bă, n-am terminat treaba de ieri. Am început o casă și n-am făcut-o. Ce facem? Trebuie să ne mutăm în ea. Ne apucăm să facem casă, avem de făcut la chirpici de ăștia, la cărămizi de astea din pământ, o grămadă. Hai să vedem, ce mai trebuie aici? Mai trebuie apă. Stai un pic, că nu știu cum să las asta jos. Cum las asta jos, mă? Schimb așa. Aia de apă unde e? Am lăsat-o pe aici, ce am făcut? Deci eu nu știu unde am pus apa aia. Am lăsat-o aici? Nu, aici e asta. Trebuie să mă învață asta. Păi eu iau apă, mă, dar în ce o iau? Gata, am găsit-o. Am găsit-o! Mergem să luăm și apa, să punem. Avem la drumuri de făcut, băieți, o grămadă. Tocmai de-aia am zis să fie episoade diferite. Și acum cu mâinile, așa frumos. A, cine m-a apăsat? Ok. Fac mai multe de astea așa. Și acum stai așa un pic, că trebuie să iau noroiul ăsta. Să-l arunc aici. Și ce fac acum? Îl iau pe E. Bun. Îl pun aici. Mamă, complicată treaba. Și trebuie să fac toată casa asta până sus. Ferească Dumnezeu, cred că o să dureze o eternitate, băieți. Hai să vedem din nou. Stai că se blochează asta totuși. Și acum, așa. Las că mai încercăm, așa. Ușor. Stai că ne-a deblocat aici un skill ca să facem treaba mai ușoară, zic eu. Așa, mă, tată, mă, că ne chinuim o săptămână jumate până când facem toată treaba asta. Ia să vedem, acum faci și mie câte două. Hai. Da. Altă poveste. Haide, mă. Ușor. Complicată treaba are-o de tot, băieți. Asta. Avem, mai avem. Deci dacă așa de greu se fac casele, ferească Dumnezeu. Și eu trebuie să mă apuc să fac casa. Nu știu dacă știți asta în viața reală vorbind. În curând o să avem vloguri, bine, în curând. O să mai treacă vreun an de zile până atunci, că nu se fac toate așa de ușor, dar în curând... Într-un an de zile o să avem vloguri de la casă. Cum construim casa, cum, mă rog, cum construiesc meșterii casa. Că dacă ar fi să o construiesc eu, cade după o săptămână. Nici de atâta n-apucă. Hai cu tata. Hai să le pun pe astea Google și după aia dau acolo frumos să deschidem un skill. Ia să vedem ce mi-a deblocat. Ok. Ah, o să fac mai multe, cred că, bile de alea în același timp, mă gândesc. Nu mai multe cărămizi. Uite, le-am aici. Cum au ajuns aici, nu știu. Bun, acum da. Mă gândeam, zic, bă, ăștia mă lasă, păi termin la Paște, le așteaptă. Trebuie să fac 6 episoade ca să fac o casă. Și cred că... Astăzi, când vă filmez, este luni. Deci episodul postez marți. Miercuri e internet cafe. E sigur internet cafe, pentru că nu vreau să las în urmă ceea ce am muncit până acum. Să terminăm și pe ăla odată, ca să putem să scăpăm de jocul ăla. Să mai revisăm doar așa, când ne e un pic dor. Bun. Deci pe aici o să fie intrarea în casă, înțeleg. Bang, bang, os. Hai că începe să prindă formă. Bun, acum trebuie să bag iară de asta. Unde Dumnezeu am pus aia? E pe aici, pe undeva. Asta. Deci nu pot să iau și din altă parte? A, stai că cu una de asta cred că e suficient. Nu mai știu unde am aia, dar cred că dacă intru în apă, gata, am găsit-o. Dacă mă apropii de apă, mi-apare automat asta, bănuiesc. Bun. Hai să luăm mânuțele așa frumos. Băgăm aici, facem vălătuci se numesc ăștia, dacă nu mă înșel. Acum, eu știu exact să vă spun, nu pot să vă spun că nu știu. Dar mi-aduc aminte că la mine la țară se făceau case, și când eram copil, se făceau case încă din pământ. Acum, pentru ăștia mai mici, nu știu dacă știți lucrurile astea, dar cred că ați mai auzit de treaba asta.
Foarte multe case pe la țară sunt făcute din pământ. Și asta nu e o chestie rea, e o chestie foarte bună. Casele acelea sunt foarte trainice, foarte, foarte călduroase iarna și foarte răcoroase vara. Sigur, ați fost pe la bunici și poate și bunicii voștri au o casă asemănătoare. Și camera asta e pusă prea de mi se vede capul, dar trebuie să stai eu mai lejer așa. Și sigur, nu știu, poate vi s-a părut că dormiți mai bine acolo sau mie așa mi se pare. Eu când dorm la bunici, bă frate, dorm mult mai bine decât poți să mă pui în orice casă posibilă din lumea asta. Cu tata. Cu tata. Doar că la noi combinația era cu paie. Făcea cu paie toată treaba, acum paie și pământ din ce știu. Și apă, desigur. Se puneau tot așa în forme ca astea, se făcea ca o cărămidă și se lăsa la uscat o perioadă. Bine, se întorcea din câte știu. O lăsa pe o parte, o întorcea pe altă parte după o perioadă. Nu știu exact să vă spun perioadele de timp cum erau. Dar asta se întâmpla. Acum vă dați seama că au apărut tot felul de PCA, de cărămizi, de tot felul. Nu se mai face din pământ. Dar cine știe, cu timpul poate o să se revină. Că la ce prețuri au făcut ăștia acum la cărămizi și la toate astea, cred că o să se întâmple iar să fie case din pământ. Bun. Hai că mai avem două din astea. Iau toate cărămizile și după aia vedem mai departe ce mai avem de făcut. O să le spun cărămizi, deși impropriu spus cărămizi, dar pot fi numite cărămizi. Practic și cărămida, să știți, nu știu, poate nu știți chestia asta, tot pământ este, dar e un pământ ars. Asta e toată treaba, are, trece pentru un anumit proces de prelucrare. Dar tot din pământ e făcută. Ok. Deci baza construcției a rămas aceeași din totdeauna. Hai că am deblocat iar ceva. Hai să vedem ce am deblocat totuși. Ok, o să-mi facă și mai mult de acum. E de așteptat, că altfel... A, pun câte două acum. A, blană, tată, blană. Arată bine, avem cărămizi aici cât cuprinde. E ok. Bun, hai, trebuie să trecem acum iar la treabă, doar că acum o să iasă mult mai multe. Trebuie să bag pământ. Pământ. Bun, și apă. Mergem acum. Am luat și apa. Așa, și am nevoie de mânuțe. Mult mai repede le face acum, într-adevăr. Avem loc de toate? Sau mai dăm afară din ele? Bun. Hai. Aute aici. Hai că ar trebui să nu dureze mult. Bine că în afară de toată treaba asta cu cărămizile astea, trebuie să mai facem și acoperișul. Și probabil că trebuie să facem și ușa. Și abia după aia probabil că e casa gata. Am văzut că pot să o vând după ce o fac. De ce aș vinde-o? Ce fac cu banii? Probabil că îndeblăcuți alte chestii. Da, vedem. Vedem pe parcurs. Oricum, un joc foarte interesant. Deci, ia uite aici, băieți. Mai avem. Hai. Facem un perete întreg, imposibil cu toate astea. Ba,
Am frumos, mai avem un pic. Vezi că acum cred că ne deblochează iar altă chestie, le facem și mai repede cărămițile. Acum facem un dăsta o grămadă. Sunt prea plin acum, nu? Căpăm acum de ele, nu-i problemă. Ia să vedem. Vezi că acum fac și mai multe. Păi, sunt rege, sunt rege. O să pun și eu așa, cum apuc pe aici, pe unde vine și aia e. Bun. Hai, nu te lăsa, nu te lăsa. Sunt și aici acum. Vedem cât o să ține și episodul ăsta. Dar eu sper să, nu zic, că nu zic prea devreme, dar sper să terminăm casa asta astăzi. Deci până acolo trebuie să ajung cu ea, ok? Mai avem cărămizi. Bun. Acum și cu astea frumos. Ia uite aici. Mamă, și le-a luat și pe toată odată, ce crezi tu? Bun. Piesă! Băi, deci așa de distractiv jocul ăsta e relaxant. Gândiți-vă că eu abia am venit de la muncă acum, n-am mâncat nimic toată ziua. Bă, și nu mă deranjează, nu știu, mă simt așa de relaxat când mă joc ăsta. Mai am un pic. Hei, am rămas fără... Bun. Stai așa, pe 3 aveam ăsta. Să iau pământ, iar... Mă duc chiar să iau apă. Cât se mișcă, frate? 20 de PPS-uri. Se mișcă mai repede. Se mișcă de... trupe. În fine. Așa că trebuie să am mâinile goale. Un pic să luăm așa. Ce mi-a dat? Jump Master. Locăm și pe asta. Cred că... Da, asta o să facem. Facem așa un mic anunț. Nu știu dacă sunteți cu mine până aici, până la partea asta de videoclip. O să luăm GTA-ul. Pe data de 8 probabil o să iau GTA-ul și cât mai curând posibil o să începem, nu știu, să începem cu misiuni, să începem cu chestii de astea din GTA. Hai că dacă a căzut eu și pe altă. Vreau să fac misiuni din GTA, ok? Overload. Pune asta aici înapoi. Cred că mai știu cum dădeam de... Lasă-mă zău. I. Nu. Bă, cum iau frate aia, că nu mai rețin. Back to the game. Asta e, stai, ce făcea? Ok, build house și după aia îmi spune mai departe anumite chestii. Așa mă, gata, că uita să-mi derpune astăzi cum fac. Da, și ziceam că o să iau GTA-ul și cred că o să încep să fac și live-uri cu GTA. Acum, nu știu, întrebare, vă e dor să vedeți misiunile din GTA? Aș vrea să iau GTA-ul de la zero, adică să încep să fac misiunile toate și apoi să ne jucăm pe online. Curs de parcurs și anumite... sau anumite chestii de-astea. Asta dacă vreți și voi, desigur.
Eu m-am gândit să joc din nou GTA 1 și l-am terminat până acum, desigur, pe consolă, dar prima dată am jucat Xbox 5 pe 360, pe Xbox 360 și l-am terminat acolo. După aia mi-am luat Xbox-ul, mi-am luat iar GTA-ul, l-am terminat și acolo. Acum mă gândesc să-l iau și pe PC. Asta dacă vreți și voi, v-am spus. Bun, arată bine. A, pe cred că mai am nevoie de cărămiți, băieți. Că și partea din spate durează mult și acolo. Bun. Păi aparent lateralul ăsta este gata. Hai să facem și partea din spate. Sau cel puțin cât de mult putem. Așa. Oricum avem acolo material, deci mai facem o grămadă de cărămizi. Și asta ar fi și partea din spate? Așa zic. E terminată și aia din spate. Și partea asta și mai avem doar aici. Mai e, mă, mai e. Bine, oricum o să mă anunțe când termin. Vezi că arată bine rău casa asta. Vezi că e bine, bine ce aici. Bine. Hai să iau ăsta. Îi dau drumul aici. Cu astea, casa ar fi gata. Așa. Partea asta. Și nu-i gata? Mai am ceva. Mai am aici. Great! Este gata. Bun, și acum? Vezi că acum trebuie să pun aici, zic că trebuie să o plachez, mă. Sau ce? Da. Hai, ca un fel de gresie asta bănuiesc. Ba nu, se pune pe acoperiș. Gata, am înțeles. Am înțeles acum. Bun, deci mai avem nevoie încă de pământ. Trebuie să iau ăsta. Să-l pun aici. Asta cum deblochează mai multe și mie. Stai că vedem imediat. Hai să țin așa mânuțele. Ăsta trebuie să-l bag aici. Le bag pe astea pe furnal. Mai trebuie, ia uite. Mamă, complicare, complicare, complicare. Hai. Mai trebuie un lemn, mai băgăm un lemn. Lasă-l așa oprit. Ca să mă ocup să mai fac din astea. Hai cu nenea. Bun, lasă jos. Distractiv așa. Ce pot să zic? Mamă, și trebuie să le țin așa apăsat, dar până când? Ăsta cred că l-am pus pe lângă. Dacă nu l-am pus pe lângă, ascultați-mă pe mine. Două le-am pus pe lângă. Mai trebuie încă unul. Bun, și acum? F. Și stau mult timp să le ardă oare? Nu știu, oricum mai am de treabă ce trebuie să mai fac chestii de-astea. Pentru acoperiș.
Ia, că mi-a deblocat un skill nou. Ce skill mi-a deblocat? Că nu-l văd. Ăsta. Zice că... Stai cu nene. Lasă-mă un pic. Care-i skill-ul de mi l-a deblocat? Ăsta, gata. Stai ușor. Gata, nene. Avem un skill nou deblocat. Aha, aha. Un pic complicat așa până mă prind eu care-i treaba. Nu sunt un constructor bun și tocmai de asta. Dar mă prind eu până la urmă, nu? Posibil. Mai încape încă una, probabil. Hai să le punem pe astea. Acum ajung eu până acolo sus, hă? Pun așa, bine, că pot să le pun de pe interior, de fapt. Nu mai am, nu? Poate acum. Bun. Ai scos câteva. Și mi-a deblocat ăsta. O să scoată mai multe acum. Bun. Vezi că stăm bine pe treabă. Chiar sunt surprins de cât de bine stăm. Mă întreb dacă din interior mi-ar fi mai ușor să le pun. Ia să încerc eu și varianta asta cu interiorul. Da, e mult mai ușor din interior, ce credeți? Nu mai am? Nu mai am. Dacă tot nu mai am, trebuie să facem așa. Trebuie să iau iar treaba asta de aici. Iau pământ. Mă duc să iau apă. Mai facem. Face câte două măcar. Bun, mai multe. Trebuie să mai pun una asta aici. Hai. Așa. Hai să vedem cum arată ăsta, e pe 0. Te bag de astea, dar pot să bag mai multe oare? Cred că doar cât se umple el. 50, deci intră doar 4 bucăți de astea. Tiglă, mă, frate, că tot căutam cum se numește, tiglă se numește. 75, dar aici una, am băgat-o pe lângă sau nu înțeleg. Hai, aia, dacă am băgat-o pe lângă, mea culpa. Ar trebui, cred că, 4 lemne de-astea să bag. Nu știu dacă se înțelege ceva din ce fac eu aici, dar sper că se înțelege. Așa. Nu mai am niciuna pe aici? Le-am băgat pe toate? A, mai am partea asta. Bun. Greuț, 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 durează. E de durată. Cred că s-au făcut alea. Ia să vedem. O duc cu asta și mai băgăm după aia. L-a făcut că oricum nu durează așa de mult. Să vedem ce mi-a deblocat. Au, te face și mai multe acum. Piesă.
Că mai de-aia nu e bine să mai forțe să mai bag așa, că pierd tot eu. Da, și aici. Să intru după aia pe afară să văd unde trebuie să mai pun. Oricum vezi că a început să prindă conturi bine. Iar mi-a deblocat un skill. Bun, îmi pune mai repede acum. Ieși afară. Că teoretic partea asta e completată, dar nu prea. Ok, mai intră una aici. Așa. Că pe aici arată bine, nu? Da, în față n-ar mai trebui. Aici pot să le pun eu de jos. Nu mai avem, nu mai avem, nu-i problemă. Că mai avem aici. Iau pe asta, nu mai fac momentan, că s-ar putea să ajungă astea. Sardă. Așteptăm sardă să fie gata. Da, nu o să continui episodul mai mult de casa asta, pentru că vă că durează oricum o grămadă. Ia uite câte mi-a dat aici. Oprește-ne nefocul că avem aici de grămadă. Că sunt încărcat, mai am 161 de plăci. Păi am mai mult decât îmi trebuiau. Ok, hai să terminăm și cu partea asta de aici. Oricum, e bine că n-am cum să greșesc, că mă anunț el. Dacă nu ai făcut acoperișul bine, cu siguranță mă anunță, stați fără grijă. Să-i dau așa mai repede. Gata și cu acoperișul. Bun, mai trebuie partea de sus. Bă, și partea de sus din ce o fac? N-are cum să fie tot așa din asta, nu? Uite că pot să mor și pe casă. Hai să vedem dacă e tot din asta. Dar nu cred. Astea sunt, nu. Trebuie să pun alt material. Și alt material unde fac? Da, n-are cum că se doar pentru foc. Cum îl fac eu pe ăla? Arată aici? Hai că ăsta l-am înțeles, dar acum următorul? Punem, te rog, că mi-arăți cum fac următoarea chestie. Și nu e jocul doar atât. Ca și nebunii. Cum fac, frate, următoarea treabă? Nu mai nimic aici pe hartă, ce crezi? Da, mă depășește total. Chiar trebuie să folosesc aici? Deci pe zi caut ce am nevoie. Și acum aici... Bine, asta am făcut deja.
Asta am înțeles-o. Asta e partea a doua, de fapt, ăla de acolo. Da, am înțeles și asta, da. Las toate astea jos. Asta o trebuie, poate sus acolo. Se poate să mi se întâmple asta, nu? Ba da. Păi le-am aruncat pe toate astea pe jos, dar eu acum ce pun acolo sus? At the ridge. Deci... Asta termin acoperișul, am nevoie să pun, ia, dar le-am pus pe alea și zice că trebuie să pun partea aia de sus a coșmeliei, dar pe aia cum o pun? Am luat două de-astea. A, uite mă că mergea, frate, dar nu știu de ce n-a mers adineori, că am mai încercat eu odată. Deci scuze domnule joc dacă te-ai înjignit, tu ești ok, eu am o problemă cu tine, nu? Hai! Sus! Gata și casa asta, nu? Hai că arată bine! 46 de minute ne-a luat, băi, să facem toată treaba asta și mi-a solicitat creierul o grămadă. Am făcut și 3 km și ceva. Nu e mult, ca să faci o casă să știți că nu e chiar așa de mult. Ok, continuăm. Continuăm și oricum o să închidem episodul, dar văd că ne-a deblocat altceva. Da, deci o să am mai multe joburi de făcut. O să ne ținem de treabă și o să facem foarte multe chestii. Asta o să fie o casă din lemn. Foarte tare treaba asta și level mediu, adică începe să se împută treaba, ca să zic așa. E, pot să vând asta, nu? Sau ce? A, pot să le închiriez? N-am prins ideea, mă rog. Este un pic așa. Mai avem ceva pe aici, am văzut deblocat. Uite, mai avem și o casă. Tot așa, din cărămidă e asta. Ce avem de construit la case, băieți, cred că o grămadă. Bine, cam ăsta a fost episodul pentru astăzi. Nu uitați că v-a plăcut, dați un like, share, subscribe. Și ne vedem la următorul episod. Pa, pa!